Ce mai faceți, dragilor? Bine ați venit la un nou episod din Dota 2 în atelierul lui Tudor. Mă bucur că primul videoclip a primit un răspuns foarte bun. Nu știu dacă era din pricina eroului sau din pricina jocului sau din pricina canalului, dar nu contează, mă bucur că a primit un răspuns atât de bun și m-am hotărât chiar să vă mai arăt încă un meci care l-am jucat chiar ieri, 23 iunie 2014, seara târziu la 7 25, a fost ultimul joc care l-am jucat ieri, a fost un meci de Dota, din nou rank. Fac parte din echipa Radiant-ului, din nou, dar am jucat un cu totul alt rol. Bineînțeles că nu vă voi arăta cine a câștigat acel meci, veți vedea voi și să-i dăm watch replay. Motivul pentru care fac post comentarii, cred că l-am zis și în primul videoclip, este pentru că mai ales într-un joc în care vrei să câștigi și încerci să te concentrezi la joc, e destul de greu să faci comentariu live. Am încercat, sincer vă spun, am încercat, chiar jucându-mă cu boți și nu, nici măcar cu boți nu am reușit să câștig, pentru că mereu mă concentram pe ce ziceam mai mult decât pe ce făceam și bineînțeles că făceam o grămadă de prostii. Dar s-ar putea să joc și live Dota, poate chiar pe stream, dacă va fi cazul, dar deocamdată o să facem post commentary ca să vă pot explica exact și ce fac în acest joc. Ia să dăm un pic mai în față, să ajungem un pic la draft, să nu mai pierdem vremea. În meciul acesta m-am decis să joc un carry sniper, tocmai pentru că, dacă vedeți, avem deja un Shadow Fiend, un Faceless Void și o Luna, care sunt 3 hard carry la ei în echipă. Și m-a speriat foarte tare, cu toate că nu țin minte să fi jucat împotriva Shadow Fiend-ului. A fost un random și mă gândesc că cel mai probabil a dat Ripic, pentru că nu țin minte să fi văzut pe Shadow Fiend în arena. Dar Faceless Void și Luna, cu siguranță că m-am întâlnit cu ei. Și am zis, sniperul are suficient range ca să pot scăpa și de ultimata Faceless Void-ului și de ultimata Lunei și să le fac damage la greu. Din păcate am avut și un Bloodseeker care poate să mă omoare foarte ușor. Nu-mi doresc să fiu vreun spoiler la ce se va întâmpla în meciul acesta. Atât pot să vă spun că am fost pe lane cu Venomancer, care mi-a făcut suport. Și ce pot să spun, a jucat destul de ok. O să vedeți exact ce se va întâmpla pe lane. Am mers pe lane, pe bottom lane. Și lane-ul se pare că a fost împotriva lui Faceless Void și Crystal Maiden. Să dăm și player perspective, sniper. De data aceasta am început cu 3 Iron Branch-uri pentru staturi. De obicei încep cu un Wraith Band, dar de data aceasta am decis să-mi pun mai multe în staturi. Vedeți că am plus 5, plus 8 și plus 5. Asta este un erou de agilitate. Data trecută am jucat un erou de inteligență. Și o să se vadă diferența, evident. Prima abilitate, Headshot, 40% de extra damage și mini stun. Și build-ul pe care l-am folosit eu este un build de carry. În primul rând, aici am un pic de harass de la Venomancer, dar e într-o poziție destul de periculoasă. Și plus că runa s-a spawnat top și probabil că o va lua Witch Doctor-ul fiind cel mai aproape. Aici am făcut un pic de block la creep ca să nu ne trezim că împingem lane-ul chiar din primul wave. Practic ce înseamnă block este să te pui în fața creep-ilor și să nu-i lași să treacă și în felul acesta, în momentul în care se întâlnesc creep-ii noștri cu creep-ii lor, vor fi mai aproape de turnul nostru. Deci mie va fi mai ușor să farmez. Aici Veromancer-ul făcea trading cu Crystal Maiden și mi-am dat seama că se duce și Faceless Void-ul la un First Blood. Și tocmai din aceea cauză m-am decis să-l ajut, chiar dacă de obicei eu rămân și stau să farmez atunci când joc carry. E foarte important, o să vedeți că primele last hit-uri le-am ratat complet. Încercam să fac și un deny. Nu am suficient damage, doar 47 din păcate. Și trebuie să fiu foarte atent. După cum vedeți, nu am luat niciun last hit. Hai să-l de fapt să dăm aici pe last hit-uri.
singurul este Zeus care a făcut o treabă bună, pentru că joacă pe mid împotriva lui Bloodseeker. Nici măcar sub turn nu am reușit. Cred că asta l-am luat totuși. Da, în sfârșit. Avem un last hit, dragilor, cu sniper. Două chiar. Și pot să-mi cumpăr raid pentru asta, o să și facă. Îl aștept pe Zeus să-și ia battle-ul sau nu știu exact ce avea. O să uităm un pic ce și-a adus. Da, battle-ul. Foarte bine, foarte bine a făcut. Hai să dăm înapoi pe mine. Și Faceless Void stă cu foarte puțină viață pe aici. I-am făcut mult harass, i-am făcut și eu mult harass, dar și Venomancer-ul care face pooling. Dacă nu știți ce înseamnă pooling, este să tragă creep wave-ul nostru către unul din campurile de din junglă. Și asta a și făcut, dar din păcate i-a pierdut și au revenit aici. Și era să moară Venomancer-ul nostru sau să facă First Blood cei de la Dire. Dar, sincer, s-a dus degeaba, pentru că am venit. Și ia să vedem dacă reușim să facem First Blood-ul aici. Cred că reușește să scape. Da, reușește să scape, a dat și un mic backtrack acolo. Am încercat să fac tot ce... Aba, nu? Hai să vedem ce se întâmplă aici. Un slow de la Venomancer și reușim să facem First Blood. Și aici Voidus se gândește că poate ar trebui să moară și el, dacă tot a murit colega lui Crystal Maiden. Și reușim să împărțim câte un kill și câte un assist aici pe lane, ceea ce ne-a dat un avantaj foarte, foarte, foarte mare. Observați că deja am 760 gold cu raid band-ul cumpărat și cred că o să-mi iau buți acum de la side shop și o să mă duc direct one. E un item destul de ok, mai ales că avem un Crystal Maiden care va spămui magiile în continuu. Aici am vrut eu să fac o șmecherie și trebuia de fapt să las tango-urile, nu un Iron Branch, dar nu contează. Până la urmă îmi dau seama că am greșit. Și aici, pentru că creepii noștri... pentru că nu vreau să împingă creepii noștri, m-am gândit să-i fac puțin harass lui Void. Și aici tot îmi dădea ping Venomancer. Dacă observați pe minimap, Crystal Maiden e mult în junglă la noi. Și din păcate lane-ul de sus este pierdut de către colegii noștri de echipă, Tyne și Windranger. Dar până la urmă o să fie ok. Și aici reușim să mai facem un kill pe Crystal Maiden. Ne-a ajutat și Windranger, chiar dacă nu aveam nevoie de ajutorul ei. A venit să ne ia puțin din experiență și să facă și ea un assist sau chiar un kill. Da, chiar un kill. Și prietenul meu, suportul meu, Venomancer, îmi dă un salve. Și în felul ăsta nu trebuie să plec de pe lane sau să-mi comand vreun item. Din păcate, curierul a fost luat de către Windranger și în felul acesta nu mai aveam loc deloc în inventory ca să-mi iau înapoi tangourile, dar important este că am viață și chiar nu aveam nevoie neapărat de ele. Între timp se mai întâmplau niște kill-uri pe mijloc și a dat seama Windranger că dacă ghencuiește și lasă pe Tiny singur acolo să ia experiența de pe top lane, face și ea puțină treabă, dar din păcate a murit. Se pare că nici Faceless Void, nici Crystal Maiden nu mi-au distrus tangourile încă. Puteam să le las într-un loc mai safe, adică lângă turnul nostru. M-am gândit că nu are sens neapărat. Aici așteptam să-mi fac de fapt ultimata, nu am vrut să mă bag pe Faceless Void. Și era să-l omoare Zeus, dar nu a făcut decât să-l sperie. Aici mi-am pus în ultimata și abia așteptam să-și scoată puțin căpățâna Faceless Void ca să-l pot omorâ. Nu mai țin minte exact dacă a făcut asta. A făcut-o, dar mai am nevoie de câteva hituri. Exact ce vă ziceam.
Not by a long shot. Bineînțeles, și Crystal Maiden e foarte ok de omorât. Aici a venit prietenul Bloodseeker și m-am gândit că dacă a făcut mid, sigur are ultima și poate să mă omoare. Așa că am ieșit din range și bineînțeles și el a plecat când și-a dat seama că nu mai poate să mă mai omoare. Și din păcate nu știam exact dacă a făcut schema cu iluziile atunci când vine cu două iluzii după tine. Dar de fapt una dintre iluzii e chiar el. Și m-am gândit hai mai bine să o trag sub turn și să scap de ea și mă întorc la farmat atunci când sunt safe. Adică aici vroiam să dau un headshot. Nu am reușit, dar am reușit să-l omor. Și în felul acesta, aici era un debate în capul meu. Nu știam exact dacă vreau să îmi fac Thread Boots sau Shadow Blade direct. Și am lăsat kill-ul lui Venomancer pentru că îl merita. Cu sniper-ul bineînțeles poți fura și kill-uri, dar chiar nu e genul meu să fac asta. Cu toate că atunci când ești carry, e bine să iei tu la siturile chiar și pe eroi adversi. Pentru că îți dă mai mulți bani, îți faci itemurile importante mai rapid. Și bineînțeles, poți câștiga mai ușor. Dar aici deja eram bine, eram nivelul 8. Când, hai să ne uităm la ceilalți ce nivel sunt, so hero level. Doar Luna era nivelul 8. Probabil că, da, era și a 5 cu 1. E tot omorat pe Windranger și pe Tiny sus. Se pare că a murit și Venomancer-ul nostru. A murit, hei, Crystal Maiden chiar l-a omorât. Dar eu trebuia să stau să-mi farmez lane-ul. Pentru mine asta a fost cel mai important lucru, cel puțin pentru început. Luna era un pic în fața mea. Și până la urmă mă hotărăs să mă duc Threadwoods. Chiar dacă mai adunam 1000 îmi făceam direct Shadow Blade. Mi-am dat seama că nu am suficiente staturi și nu am suficient damage. Deci îmi dă Faceless Void un mare deny. Mi-era un pic frică de ultimată. Și de asta mai era o decizie bună să merg pe Threadwoods, pentru că îmi dă și mai multă viață. Adică cred și cred că asta a fost o greșeală în meciul ăsta. Da, după cum vedeți, mi-era foarte frică de Bloodseeker. Dar acum eram 3 contra 3 și atâta vreme cât nu-mi luam ultimata lui Bloodseeker, cred că puteam să facem o treabă foarte bună aici. Și mi-ar fi plăcut să am buții, dar nu i-am avut din păcate. Și încă o chestie, dacă vreți să gankuiți, de obicei așa trebuie să veniți din spate. Deci, bineînțeles, Zeus a luat kill-ul. Nici o problemă, Faceless Void m-a murit. Cu ultimata mea, bineînțeles. Și până la urmă mă hotărăsc că să merg pe Threadwoods. Și dacă tot l-am avut pe Zeus aici, ne-am gândit hai totuși să-și împingem. Și următorul item este chiar Shadow Blade. Cineva vrea să-și dea TP acolo, cred că Wish, dacă rupe, și-a dat seama că nu are ce căuta între trei jucători care poate să-l omoare chiar și solo. Observați, mi-am mărit viața de la 777 la 967. Și la net worth, pentru că am reușit să facem acele două kill-uri aici pe bottom lane și să dăm apoi și turnul jos. Se pare că am trecut pe primul loc și în fața Lunei și în fața Bloodseeker-ului. Altfel, pur și simplu împingem acest lane, chiar dacă nu e neapărat obligatoriu, e minutul 10, ne permitem să împingem lane-ul. Eu pot, mai am foarte puțin până la Shadow Blade și pot să mă duc să farmez absolut orice lane după. Aici, o greșeală a lui Bloodseeker, care a crezut că rezolvă ceva cu ultimata. Și cred că puteam să-i mai dau două bucăți lejer lui Crystal Maiden și să o omor. A fost o greșeală. De fapt, m-am
panicat un pic, sincer să fiu. Aici cred că nu și-a dat nimeni seama cam cât damage fac din poziția sniperului. Și tot au venit și au murit unul după celălalt. Și folosind... apropo de acest build, mi-am pus 4 nivele în headshot și 4 nivele în range. Și 2 în ultimată și abia după aia unul în shrapnel. De fapt nu, am fost nevoit să pun unul în shrapnel și la nivelul 11 ultimata. Pentru că nu am avut de ce să împing până acum. Dacă jucam mid, probabil că mi-aș fi pus și în shrapnel, care face damage și pe tot. Și bineînțeles le face slow creepilor. După cum vedeți, imediat după ce mi-am terminat Shadow Blade-ul, acum aștept să vină de pe curier. Și merg direct să fac un push mid. Acum mă interesează să dau jos cât mai multe turnuri și să fac cât mai multe kill-uri. Și reușesc să-l prind încă o dată pe Bloodseeker. E, unstoppable strike și... când te crezi prea mare și prea tare, acum că am Shadow Blade-ul, eu exact așa mă cred, prea mare și prea tare. Și vreau să mă duc să-i omor pe toți de pe hartă, pentru că m-am gândit... Luna. Ce poate să-mi facă Luna? Și într-adevăr, nu prea avut ce să-mi facă acum, dar o să vedeți că cu cât devin mai arogant, cu atâta o să fie mai rău în acest joc. Până acum poziționarea a fost aproape impecabilă, am 7 kill-uri, 0 death-uri și 5 assist-uri. Care aș fi putut probabil să le transform în kill-uri, fiind sniper. Dar până la urmă am jucat și pentru echipă și am vrut să facem cât mai rapid push. Folosesc mana și pentru shrapnel, chiar dacă este doar nivelul 1. Și bineînțeles, întotdeauna am păstrez 75 pentru Shadow Blade, în caz că trebuie să scap. Aici cred că vreau să mă întorc pe mid sau chiar bottom. Faceless Void-ul nostru trebuia să moară, nu știu dacă am reușit să-l prind, nu mai țin minte exact. Cred că da. Da. A fost un kill destul de ușor cu Shadow Blade-ul. Farmul, în schimb, nu o să-l las nimănui. Farmul este al meu. Pentru că eu sunt hard carry pe... în acest joc. Tiny, din păcate, nu prea a făcut nimic jocul acesta. E ca și cum am fi jucat 4 contra 5. O să vedeți la sfârșit. De fapt, cred că se vede și aici. Tot farmează, dar nu prea face mare lucru. Aici, în continuare, merg pe strategie de pushing. Și atâta vreme cât ei nu pot să ne facă nimic, o să merg și o să-i omor. Aici o mare greșeală din partea mea. În loc să fug, m-am decis că vreau să o omor pe Luna. Și bineînțeles că a venit Bloodseeker imediat și m-a omorât. Și ce s-a întâmplat, chiar dacă am omorât-o pe Luna, carry-ul lor, care oricum nu era la fel de farmată ca și mine, vedeți că e cu 3000 în spate, deci nu trebuia să o prioritizez. Am dat acei bani chiar lui Bloodseeker și a fost vorba de 1000 de gold, pentru că eram în Master Killstreak. Și asta, din păcate, a lăsat echipa puțin în spate. Mai ales că pentru 40 de secunde sau 50 de secunde nu am fost pe hartă și au putut să împingă acest turn. Deci numai lucruri rele s-au întâmplat din simplu motiv că am vrut să o fac un kill. Și ce s-a întâmplat? Venomancer s-a gândit că mai bine se duce și se bagă în ultimatele a 3 oameni tot pentru un kill. A folosit exact strategia mea. Și m-am gândit că dacă oricum o să pierdem turnul acela, mai bine mă duc mid și încerc să fac push acolo. Mai ales că o mai aveam și pe Windranger. Și bineînțeles că a fost un lucru foarte bun, dar am dat de o lună aici, care abia aștepta să mai farmeze și ea puțin.
Dar am reușit să fac minutul 16 următorul item important, adică Crystalisk, care îmi dă 20% șansă de critical damage. Observați că fac câte 240 damage atunci când dau crit-ul. Și dacă stăm și ne uităm pe viața Witch Doctor-ului, de exemplu, deci din 3 crituri practic îl omor, din 3 bucăți, și este doar minutul 16. În momentul în care voi merge următorul item, va fi și mai rău pentru ei. Și Shadow Blade îmi dă și el puțin damage adițional și bineînțeles că aici mergem pe turn, mai are super puțină viață, dar reușim să dăm turnul jos, nu mai știu exact ce s-a întâmplat în materie de teamfight. L-a prins pe Witch Doctor și mi s-a părut o idee bună să mai fac două kill-uri, evident. Aici cred că am scăpat sau iarăși am făcut exact același lucru, da, am făcut același lucru, evident. Și m-a prins Faceless Void cu ultimata, dar a murit și el, dar nu înainte să mor eu, din păcate, pentru că l-a prins și pe Zeus. A fost un team wipe, e posibil dacă nu m-aș fi băgat și aș fi stat în invizibilitate, să nu fi murit și să fi făcut un team wipe oricum, dar iarăși am fost greedy și am lăsat, am vrut să fac un kill și un assist, și m-am sacrificat de aiurea, zic eu, dar sincer nu aveam de unde să știu că Faceless Void era chiar în copaci. A venit, mi-a dat ultimata și din acel moment chiar nu am mai avut ce să fac. Aici Zeus a reușit să o nimerească pe Crystal Maiden fără să aibă vision asupra ei. Și, din păcate, Vermeser nostru și-a primit o ultimată de la Blood Seeker în cap. Între timp mi-am terminat și Yasha. Și vreau să mă duc Desolator pentru că avem un Blood Seeker, avem o Luna, avem un Faceless Void. Și m-am gândit că de ce să nu le iau puțin din armură. De fapt, nu puțin, chiar foarte mult. Și o să vedeți că imediat cum îmi termin Desolator-ul, Eroica și Crystal Maiden sau Witch Doctor practic o să se ducă din două bucăți, două hituri și sunt morți. Deja am attack speed foarte bun. Probabil o greșeală, aș fi putut să supraviețuiesc mult mai ușor dacă m-aș fi dus un item de HP. Vedeți că eu am doar 1000 HP, m-am gândit că lasă că am Shadow Blade-ul și e ok. Nu a fost așa. Din păcate, aș fi putut să mă duc Sanjay în Yasha, m-am dus doar Yasha, tocmai pentru că vroiam să mă duc Manta Style, de care sincer nu avea nevoie, pentru că sunt prea puține point target, nu știu, poate ultima lui, dar de fapt nu cred că scap de ultima lui Blood Seeker, dar de Ice Frost-ul lui Crystal Maiden e posibil să scap și chiar de stun-ul lui Witch Doctor, cu Manta Style mă refer. Altfel m-am dus doar iteme de damage, așa cum scrie la carte, că trebuie să-ți faci pe sniper. Și mai ales pentru că am fost pe safe lane, m-am gândit că aici m-am gândit să fac un trade, tocmai pentru că mid-ul nostru și așa nu mai avea prea multă viață. Aici eram toți, aproape toată echipa noastră, în afară de Tiny, bineînțeles. V-am mai spus că noi am jucat cumva 4 contra 5. Și din nou m-a prins ultimata lui Void. Aici a fost poziționare proastă și din partea mea, dar și din partea echipei, din păcate. Și a fost un oarecare team wipe, din păcate. A fost o greșeală. Și a fost o greșeală că am murit pe rând. Dacă ar fi folosit Vermeser-ul Poison Nova când erau toți 5 peste noi, adică când dădea Faceless Void în mine și în cred că în Zeus, poate am fi făcut mai multe. Dar așa pot să fie, am pierdut acest team fight. A fost o greșeală de poziționare din partea noastră. Oricum Luna o să moară în fântână de la Poison Nova, adică ultimata lui Venomancer. Și Blood Seeker-ul reușește cât de cât să
Ține pasul cu farmă. Dar aici m-am gândit să-l urmăresc. Nu a mai fost cazul. Am luat pur și simplu creepy. Cred că puteam să-l urmăresc. Mai avea super, super puțină viață cu Shadow Blade-ul. Acum dacă stau și mă gândesc, da, poate chiar trebuia să-l urmăresc. Dar asta e. Am pierdut un kill, să zicem. Ideea era când a venit pe acest lane, aș fi vrut să pot să fac split-ul, adică exact ceea ce fac acum, și echipa să creeze spațiu în altă parte, adică să se bată în altă parte, ca să nu mai dea peste război de ultimata pe mine, pentru că dacă o dă pe mine ultimata, practic nu mai avem deloc damage în echipă. Ok, avem un Zeus cu burst damage, foarte bun Zeus, o să vedeți că va fi folosit până la sfârșitul jocului, pentru că cei din echipa adversă nu s-au gândit și nu și-a făcut nimeni BKB. Dar ca și split push, foarte, foarte eficient sniperul. Cred că aici a reușit să facă un deny. Da, m-am mișcat un pic cam greu și nu am înțeles exact de ce au venit iarăși toți aici. Pur și simplu vroiau, cred că, să termină în jocul sau ceva de genul acesta. Și nu știu de ce nu am omorât-o pe Crystal Maid în sus. Acum că mă uit pe înregistrare, văd mult mai multe lucruri. A, da, am zis că aici trebuiau creepy trash ca să pot să omor turnul. Și sincer, deja mi-era un pic cam frică de Faceless Void. Vreau să-mi termin Desolator-ul. Și iarăși pățesc exact același lucru. Dar de data aceasta reușesc să-l omor pe Faithless Void și să fug cu Shadow Blade. Mi-am dat seama că nu prea e ok dacă stau aici, așa că mai bine mă teleportez. În momentul în care ieșeam de pe Shadow Blade, Bloodseeker-ul ar fi putut să vină spre mine, deoarece aveam mai puțin de 50% HP și probabil acum în minutul 23 deja are 4 nivele în pasive. O altă problemă era că Tiny încă nu a fost la niciun teamfight. După cum ați văzut, el încearcă să se farmeze în continuare, nu face mai nimic. După cum spune și username-ul Keep Distance, bănuiesc că este un username ca să-și aducă aminte de ce are de făcut în fiecare joc. Keep Distance from Everything, Do Nothing, ăsta e probabil motto-ul lui. A venit abia la sfârșitul jocului și a încercat și el să facă acolo ceva. Prea multe nu a realizat, după cum vă puteți imagina. A pierdut foarte mult XP că nu a fost un teamfighter cu noi. Și văd că Luna, sau nu, Faceless Void chiar, Crystal Maiden erau la Ancients. Nu știu dacă au jucat împreună, pe mine nu m-a interesat decât să mai farmez 2-3 creep ca să-mi termin Desolator-ul. Și practic se termină în joc. Aici am și Desolator-ul. Toată lumea pinguia Roshan-ul, toți vreau să facem Roshan-ul, sincer eu nu eram chiar atât de interesat de Roshan. Dar până la urmă, mă rog, nu eram atât de interesat de Roshan înaintea Desolator-ului, dar până la urmă, după ce am luat Desolator-ul, a fost o idee destul de bună să mergem Roshan. Cu toate că nu am mai făcut asta, se pare că am căutat să împingem și acest lane înainte de Roshan. Și o să vedeți ce mare prostie am făcut aici. Cea mai proastă poziționare din lume. Ok, am făcut un kill, dar în loc să plec, le-am lăsat pe Faceless Void să-și dea ultimata. De fapt, și-au dat toate ultimatele pe mine. Și Faceless Void, și și Faceless Void și Bloodseeker.
Cred că Crystal Maiden și Luna aveau să moară și Zeus avea să scape. Nu mai știu exact dacă au murit, hai să vedem. Nu, nu, nu. Au reușit să scape de Poison Nova. Și Bloodseeker nostru, vă vine să credeți sau nu, abia acum se duce BKB. Aba nu, 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 are deja BKB, se duce Sanje, cred, da. Din păcate eu, asta a fost greșeala, m-am poziționat foarte prost, ar fi trebuit, în loc să stau aici, să mă poziționez undeva aici, unde nu puteau să vină de nicăieri să mă ia. Și să dau turnul jos și dacă cineva avea curajul să da, vă imaginați că Windranger nu avea nicio șansă. Și aș fi putut să dau turnul jos și să fiu pregătit de oriunde ar fi venit, mai ales că aveam un item nou de Escalator cu care puteam să le dau toată armura jos. Dar asta e, am mai murit odată din păcate, din neatenție. Sau din lipsă de poziționare corectă. Dacă vreți să scăpați de Bloodseeker, nu trebuie să faceți decât să vă luați un TP pe voi. Dacă vă uitați în itemele mele acum, o să observați că nu am niciun TP. Ceea ce este o greșeală, evident. Abia au urdat aici jungla și eu m-am dus ca fraierul să omor pe Crystal Maiden. V-a zis din două bucăți moartă. Dar ghiciți cine a venit peste mine aici. Ia ghiciți cine. Da. O mare greșeală să intru în jungla lor singuri. Până la urmă a murit Luna și cred că și Faceless Void-ul, dacă mi-aduc bine aminte. Sau cred că Faceless Void-ul a scăpat. Ok, nu merge TP-ul dacă mai ai 25% din HP. Dar de obicei merge TP-ul, te poți teleporta și Bloodseeker practic nu mai contează. După cum ați observat, decât dacă își face Abyssal Blade. Dacă își face Abyssal Blade, atunci da. Deci încă o greșeală, m-am dus în jungla lor. Bineînțeles, mi-am dat Shadow Blade în momentul în care am văzut Void-ul, dar mi-a pus ultimata direct pe mine și ultimata lui Faceless Void-ul dră și True Vision. Nu numai că nu poți să-ți dai nicio abilitate sau niciun item și nici nu te poți mișca, dar dă și True Vision. Și m-a văzut și a putut să mă omoare foarte ușor, mi-a dat și Luna un Lucid Beam. Nu am suficient HP și după cum vedeți, în loc să-mi fac un item de HP și să-mi vând acel wand, vindeți odată wand. Ok, mi-am luat TP, mi-am dat seama că e strict necesar. Bineînțeles că m-am dus Daedalus. Nici nu țin minte exact dacă am mai avut timp să-l fac. Ba da, am avut timp să-l fac. Dar haideți să ne mai uităm ce se mai întâmplă. Zeus a ajuns în acel moment în care ultimata face un damage incredibil. Chiar am putea să ne uităm puțin pe Zeus. Vedem, și-a făcut aganimul. E normal. Și văd că se duce și refresher. Lasă Zeus, lasă-ne să ne uităm pe ultimata ta. Vreau doar să văd. Scepter Damage, 640 Damage, scădeți puțin din Magic Resistance, deci probabil vreo 500 HP le ia lejer când dă ultimata. Cu Refresher le face 1000 HP și în sfârșit ne ducem și noi Roshan. Deci practic chiar și mi-a luat TP-ul degeaba. Aici am fost 100% committed pe Roshan, chiar dacă am văzut că era o șansă să ne batem chiar lângă Ancients-ul lor. Am zis că putem să-l dăm jos atât de repede încât nu mai contează. Și Tiny ăsta cred că a venit să-mi fure Roshan-ul. Dar l-am luat eu și sincer să vă spun, băieți și fete, cam asta a fost. Eu cu imortalitate, asta înseamnă că ultimata lui Void nu mai contează. Asta înseamnă că Bloodseeker-ul aproape că nu mai contează. A venit și Tiny cu noi. Hai să vedem ce item. Probabil a încercat să-și facă aganim tot jocul. Da, exact asta a și făcut. Blink aganim și acum vine și el cu noi la sfârșitul jocului în minutul 30.
Să zicem, e și asta o strategie. Aici vă dați seama că erau super speriați cei din echipa adversă. BKB, degeaba. Mult mai ține acel Blood Rage. Nu am vrut să mirosesc Roșanu doar că să facem kill-ul pe Bloodseeker. Mai ales că l-au și făcut băieții. Adică Zeus. Dar bineînțeles și cu ajutorul lui Windranger în Shackle. Excelent din partea ei. Nu că ar fi scăpat Bloodseeker-ul, dar atâta vreme cât ei nu mai au carry. Mă rog, au pe Luna, dar după cum vedeți Luna nu a făcut mare lucru, nici Faceless Void-ul. Și din acest moment practic le dăm barăcile de pe mijloc jos. Și nu am avut niciun motiv să ne retragem. Chiar dacă și-a dat buyback Bloodseeker, noi aveam încă Roșanu. Vedeți că din două bucăți Witch Doctor-ul a fost mort. Și ușor, ușor scoatem armura Bloodseeker-lui. Crystal Maiden din trei bucăți moartă. Aici mi-am dat seama că mai bine las Roșanu să... pentru că aveam foarte puțină viață și nu mai puteam lupta agresiv și mi-am lăsat Roșanu să moară. Bineînțeles, o ultimă care nu a mai contat atât de mult. Mask of Madness l-a făcut pe Faceless Void să piardă HP cum nu a mai pierdut niciodată. Mai ceva ca Crystal Maiden. Și vedeți câtă treabă a reușit să fac Tiny-ul acum că a venit în joc. Practic nu prea am înțeles unde a murit cum îl cheamă? Venomancer. Și de ce a trebuit să moară? Nu știu, are refresher-ul Zeus încă, nu? Nu cred că am mai apucat să-l fac. Aici băieții din echipă de la mine vroiau neapărat să mai joace și să se ducă și să omoare și creep wave-ul de jos. Sincer, eu vreau doar să termin jocul, pentru că mă grăbeam să ajung acasă. Și de asta m-am băgat direct pe turnuri. Vedeți că sunt singurul din baza lor. Dar e ok că le dau baza singur jos. Aici practic s-au lăsat bătuți, toată lumea stătea la fântână. Cred că s-a mai întâmplat ceva, da, s-a mai făcut un kill acolo în Mistel. Și ăsta a fost joc, GG. Dragilor, mulțumesc pentru vizionare. Ăsta este Sniper Carry, Easy Simple Godlike Sniper Build. O să-l găsiți atunci când intrați în Dota. Vă mai aștept și la alte meciuri. Până data viitoare, eu sunt Tudor și vă urez numai bine. Pa, pa!